primisem așa de bine. După cum știți, i-a luat pe toată lumea. M-a luat pe mine și mâine pe mine te va lua și pe tine. Haideți, vă rog frumos, nu merit așa ceva. Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la un nou episod din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Daniel, un individ de 42 de ani, care voia să întâlnească cu o minoră de 14 ani pentru a-i oferi limbuțe într-o scară de bloc. Înainte de a începe episodul, de a citi conversația, aș vrea întâi să vă pun la curent cu episodul cu Capoda, căci mulți trimiteți tot felul de întrebări, când apare. Ei bine, acest caz este încă în cercetare, drept urmare nu putem publica materialul. În altă ordine de idei, am dat drumul la merch. Aveți tricouri, aveți căni, aveți șepci, puteți să vi le cumpărați de pe site-ul nostru justițiarul de berceni.ro. În continuare aveți reduceri pe warzoneshop.ro 10% dacă folosiți codul berceni10 și desigur pe shop-ul knockout.ro cu codul justi10. Nu uitați să dați like acestui videoclip, să lăsați un comentariu, ne ajută foarte mult. Bună ziua, bună ziua, dragi justițiari! Mă scuzați de această mică întrerupere. Am și o chef să mă joc și vreau să vă prezint și vouă acest joc. World of Warships! Cu ocazia aniversării a 8 ani, World of Warships ne invită într-o lume fantastică, unde ne putem juca online cu prietenii, ori pe consolă, ori pe PC, cum vreți voi. Grafica, credeți-mă, este foarte realistă, aveți o gamă largă de costumizare a navelor, aveți nave, submarine, rachete, explozii, bătălii epice, ce să mai, e ce trebuie. Ah, și am uitat o singură chestie să vă spun, e free to play. Moca, frate. Dacă sunteți interesați, v-am lăsat un link în descriere și în comentarii, link pe care dacă îl folosiți veți descărca jocul și veți primi garantat materiale în valoare de 25 de euro. Adică 500 de dublons, 2 milioane de credite, o navă tier 4, 7 zile premium account și, desigur, 6 puncte skill commander. Așa că, ce mai așteptați? Folosiți link-ul, descărcați jocul și hai să ne vedem pe mare. Acum să trecem prin conversație și să dăm drumul la material. Bună dimineața! Bună ziua! Scuză-mă că te deranjez, dar nu m-am putut abține să nu remarc ce ochișori superbi ai. Mulțumesc mult! Mersi pentru pup! Bănuiesc că și corpul e la fel de superb. Nu știu. O poză cu tine se poate dacă te rog frumos. Perla frumuseții ești. Mersi! Te-aș pupăci milimetru cu milimetru. De unde ești? Din București. Tu? București. Ai funduleț, of doamne! Câți ani ai? Sunt mare de tine, 40. Tu? 14, mulți înainte. Mulțumesc la fel, ești foarte mică. Da, îmi cer scuze că am îndrăznit cu pupatul. Iartă-mă, te rog frumos. Nu-i nimic. Ba da, mă simt aiurea, ești micuță. Liniștit. Nu sunt un frustrat, stai liniștită. Nici nu am zis asta. A, nu. Stai liniștită. De erai mai mare, te pupam în funduleț. Cum așa? Am glumit, pe funduleț. Zi frumoasă să ai, asemenea și dumneavoastră. Îți plac fanteziile? Poftim? Cu pupatul, să fie alintată. Bună, bună, ce faci? Bine, tu? La servici pui. Ești elevă? Da, bună, bună seara, bună seara. Ce faci? Pe acasă, tu? În pat, la TV, pe Netflix. Tare. Bună, ce faci, pui mic? Bine, tu? Pe Netflix, ai cont de Netflix? Nu. Bună, bună. Ce faci, prințesă mică? Vreau să ies pe afară, tu? La ora aia de eram aproape de tine și am și eu la o plimbare pe răcoare. Bună, bună. Ce faci, puiu? Bine, tu? Fug acasă de la servici. De la cine ai moștenit ochișorii aia superbi ai tăi? Nu știu. Doamne, ce ochișori superbi ai. Mersi, mersi. Pot să las amprenta unui pupic la tine? Din respect? Adică, un pupic pe frunte. Ok. Bună. Bună. Ce faci? Bine, tu? La servici, dar vreau să fug în oraș. Fugi. Aș fugi la tine. Da? Da. Cum așa? Să te pup toată. Da? Da. Cum așa? Peste tot. Vrei așa? Alintată și pupată peste tot? Nu știu. Vreau să te răsfăț cum vrei tu. Cum? Dă-mi o idee. Nu am idee, tu la ce te gândești când spui asta? Prin sex, spre exemplu, să te domin. De unde spuneai că ești? București, și eu. Și vreau să te răsfăț, dar să fii discretă. În ce zonă stai? Sectorul 1, tu? 4. E perfect. Ce fantezie ai? Adică, ce-ți place să faci? Să citesc, să merg la plimbare prin parc, să mă uit la filme? Ce filme îți plac? Horror. Mișto. Da. Fantezii erotice ai? Îți place ceva de genul? Nu știu. Tu ai început viața sexuală? De ce mă întrebi asta? Voiam să-ți dau limbi, nu vreau altceva. Te rog să nu te superi. Te-ai supărat pe mine? Nu. Bună, bună. Deranjez? Cu ce? Că-ți dau mesaje. Nu, de ce? De ce întrebi? Mă simt rușinat că ți-am cerut chestia aia cu limbile. Da?
Da, nu trebuia să-ți cer asta, îmi cer scuze. Nu mai spui nimic? Ce să spun? Dacă vrei, ce să vreau? Să-ți dau limbuțe, ai vrea? Efectiv, își cerea scuze și apoi, stai, poate vrei. Bă, ce pălavi. Doar limbi, atât vreau să dau, nu vreau altceva. Ok. Sincer, nu am dat limbi niciodată la o puștoică. Tu ai primit vreodată limbi? Nu. Și cum de-ai început să-mi propui mie? Wow, o să-ți placă garantat. Am simțit că vei accepta. Ce te-a făcut să simți asta? Modul tău, că nu ești genul de fată cu fițe și figuri. Asta îmi place foarte la tine. Poți să întrebi ceva? Asta nu garantează și un răspuns. Dacă nu încerci să întrebi, nu ai cum să primești un răspuns. Foarte deep omul ăsta. Tu seara poți să ieși din casă sau numai pe timp de zi? Îmi place mai mult seara. În ce zonă locuiești? Poate găsesc un loc unde să-ți dau limbi. Tineretului. Poate găsesc o cameră undeva în zonă. Adică, păi vrei afară să-ți dau limbi? Când vrei? În seara asta, pe la ce rău poți să ieși? În seara asta am musafir. Vine o colegă și stă până mâine. Mâine seară, vrei? Pe urmă o să încep școala. În seara asta la ce oră ai putea? După ora 20 dacă vrei să te ling afară. Vrei după ora 1? După ce adorme prietena mea? Păi știi tu un loc unde aș putea să te ling? Doamne, mi-e scârbă mie, scuzați-mă. Mai avem aici pe palier un apartament, se dă în chirie de la 1 octombrie. Și ai acces la el în seara asta? Da, da, voiam să-l aducem într-un apartament, dar ne-am răzgândit. Dar după 1:30 să adorme prietena mea, când ne uităm la o emisiune americană, se termină pe la 24. Puteai să o iei și pe ea dacă nu te deranjează pe tine. Adică, am zis așa, dacă vrei tu, nu e obligatoriu. Pe mine nu mă deranjează dacă mai ieși cu o fată, dar să fie de încredere, știi ce zic? Păi și cum dau de tine la ora aia? Îmi scrie aici, te rog din suflet, îmi dai o poză cu tine, te rog din suflet. Superbă foc, mersi, mersi. Să știi că mai mult de o oră sau maxim două nu pot să stau cu tine când vin. Ai nevastă? Nu! Tu vrei să stăm mai mult? Vedem când ne vedem. Dacă vrei să stăm mai mult, ok. Tu să poți sta, înțelegi? Ok. Stai departe de gura de metrou tineretului? Metrou nu cred că circulă la ora aia. Care per dragă, că vin cu un Uber. Fac cam o oră aproape cu Uberul până la tine. Așa departe stai? Da, în Băneasa. Îmi dai tu mesaj cu o oră înainte de a ieși tu să știu cum să plec de acasă. Să nu vin să aștept ca fraierul. Poate adormi. Nu, tu să nu-mi dai țeapă. Nu dau. Jură-te, vezi diseară. Cât poți să stăm împreună? Astea le vorbim diseară. Că vreau să te link bine. Poate nu ești online după ora 12, că mă supăr pe tine. E, o să vezi. Te pui cu pe gura mea? Bine, văd că te-ai plictisit. Am treabă momentan. Te-am întrebat ceva. Dacă mă pun pe gura ta, pe asta vrei, nu? Da. Bun, cam asta este mare parte conversația. Ideea următoare, n-am putut să-l dăm la poliție pentru că băul a adormit și chiar voiam să-l prind. Așa că l-am sunat puțin mai insistent și a venit până la urmă. În caz că o să ziceți, bă, de ce nu l-ai dat la poliție? Da, că na, că toată ăștia mai adorm ca proștii și trebuie să-i mai sun și aia încurcă toată situația. Dar bun, asta este Daniel. Nu-i mare lucru de capul lui, dar am zis să-l prindem și să-l speriem bine. Așa că hai să dăm drumul la material. Pedofil! L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! Vine justiția! L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! Vine justiția ca să facă treaba! Vine justiția depinde cu fata! O să bei apă liniștit? Nu nimic. Am ajuns. Deci vreau nu mă filmați. A, nu vă filmăm. Haideți mai încolo, domnule Stafie. Ce ați făcut? N-am făcut nimic. O fetișoară a zis să viu să mă întâlnesc. Mi-a dat adresă. Câți ani avea fetișoara aia? Nu mi-a spus. Dă-și mie microfon. A, țineți-mă. Câți ani avea fata? Nu mi-a spus. Nu v-a spus, nu? Nu. A, am înțeles. Așa, am, și luat, am și luat bolțul. Așa, după dumneavoastră, câți ani credeți că avea? Nu știu. Sigur că da. Păi, nu l-ați întrebat? Nu știu, ea a zis, na, nu știu, n-am întrebat. Na, ea a zis ce? Ce să vă zic? Haideți, haideți aici la lumină, că să nu deranjăm lumea.
În primul rând să vă liniștiți, sunteți siguri? Păi nu, dar chiar am intrat în panică, te rog frumos să mă liniștiți-vă, nu pățiți absolut nimic, vrem doar să aflăm ce căutați aici. Păi fata mi-a zis, vino aici la adresa respectivă, am venit, am chemat bol de acasă. Ține microfonul spre noi. Spune-ți, vă rog. Am înțeles. Asta sunteți dumneavoastră, nu? Asta e profilul dumneavoastră. Da. Bun. Și dumneavoastră, cine a scris primul? Nu mai știu exact. Dumneavoastră. Nu mai știu exact. De ce în iulie, bună dimineața. Bună ziua. Scuze că te deranjez, dar m-am putut abține să nu remarci ochișori superbei. Mulțumesc mult. Mersi. Mersi. Așa, da? Deci dumneavoastră ați început conversația. Și spuneți că nu v-am spus ce vârstă are, nu? Mai aveți timp până găsesc eu aici, să îmi spuneți adevărul. Spuneți dumneavoastră, arătați-vă. Dumneavoastră cât ați spus? Cât credeți că avea? Cât v-ați spus? Nu știu, 16, 18, v-ați spus 18, 18, nu? A, uite, a venit deja poliția. Cam rapid. Nu vine să cred. Vreți în pace, vreți în pace. Domnul Stafie. Stați acolo, mică, stați. Nu, dar nu vine să cred. Bune. La vârsta dumneavoastră e normal să vedeți cu un copil de 14 ani? Dar nu era domnule de 14 ani. Suntem și noi cu un pedofil, dacă vreți să-l luați la secție, nu ne supărăm. A, deci nu mă faceți așa, vă rog frumos. Unde-i mai cu 14 ani? O, bune, dacă ia mică, plecam. Uite-mă, mă, de-aia. Stați-mă, vă rog frumos. Mergeți unde vreți voi, nu vă împiedicăm aici? Vă rog frumos. Nu vă ține nimeni. Domnule Stafie, vă rog frumos, vă liniștiți. Băi, deci nu pot să vezi ce să spun. Ia, dă-mi încă ce. Lasă că mă găsesc. Haideți să ne liniștim un pic. A, deci vă rog frumos, nu merit așa ceva. Eu, păi cum, domnule, nu merit așa ceva. O amendă plătită în viața mea. Mai cum să-i spuneți unei fete, uitați aici, de 14 ani vrei să vii să-ți dau limbi? Cum vi se pare? Păi, am și eu vii de microfon, că vorbesc aici. Doamne, lasă-l! E o minună până la urmă. Nu? Eu înțeleg că n-aveți nicio amendă, dar vi se pare normal să vorbiți cu mine? Eu n-am făcut o antecedent în viața mea. Și primul, și ce cauza aici? Și primul, dar poate să fie și ultimul care puteți să-l faceți. Doamne, iată. 42-43 de ani. Copii aveți? Sunt mare de tine, 40, tu 14, mulți înainte, mulțumesc la fel, ești foarte mică, da. Acum, ce mai ziceți? Mă simt aiurea că ești micuță. Nu sunt un frustrat, stai liniștit. De erai mai mare, te pupam în funduleț. Lăsați-mă, domnul, pace, nu mai pot, sunt bacțiuri în cameră. Ești elevă, da. Deci aveați toată confirmarea. Haideți, domnule, stăm pe loc. Dacă stăm pe loc. Tot dumneavoastră, tot așa, băi, dobitocule, bă, vezi că asta e minor, de la ce pleci de acasă? Nu știu, dar ce, Doamne, iartă-mă, prostituție. Vreau să te răsfăț, dar să fii discretă, prin sex, spre exemplu, să te domin. Ce fantezie ai? Fantezie erotice, ai, îți place ceva de genul? Tu ai început viața sexuală? Voiam să-ți dau limbi, nu vreau altceva. Te rog să nu te superi. Mă simt rușinat că ți-am cerut chestia aia cu limbile. Da, da, nu trebuie să-și cer chestia asta. Și după aia, ați să-ți dau limbuțe, ai vrea? Ați cerut de capul meu. Cine a fost? Cine-i spatele la mesajul ăsta? Tu? Cine să fie nu, spatele? Nu, la profilul ăsta. O fată de 14 ani, nu? Cine e? Păi cum, acum vrei să spun cine-i fata de 14 ani? De 14 ani. Acum vă interesează din toate persoanele de 14 ani? Nu, dar cine e? Vorbesc cu părinții ei. Băi, cine e? Păi să vorbesc cu părinții ei? Da. Păi nu, eu nu cred că v-ați dorit să vorbiți cu părinții. Sigur vă doriți să vorbiți cu părinții? Noi ne comportăm foarte mult, vorbim și foarte civil. Dar dacă ați vorbit cu părinții, eu nu cred că ați mai putea să mă vorbim. Haideți să iei de stradă, că... Oricum circulație. Ați mai făcut astfel de lucruri? Nu. Niciodată? Vă rog frumos să mă credeți că nu. Păi nu prea vă credem. Și ce ar putea să fac eu ca vreau să te, vreau să te ling bine. Doamne, te pui cu pin pe gura mea? La vârsta mea tale așa se mai comunică cu o fată de 14 ani? O să mă ții de păr când te ling, vreau așa. What the fuck? Și te frești cu pin pe gura mea să te zăpăcesc în limbi. Ăsta este penisul dumneavoastră? What the fuck? Nu mai râdeți, vă rog frumos. Haideți, stima mie, când ești, m-a fost ascunsele. Ți-am zis că am plecat din pat, deci domnule. Asta este penisul dumneavoastră? Lăsați-mă, domnule, în pace, lăsați-mă, vă rog frumos. A, tot dumneavoastră este supărat acum. Pe cum, doamne, iartă-mă să viu din București noi și să aflu... Pa. Și să aflați că nu e o fată de 14 ani, suntem noi. Dar i-a zis lui ăsta... Dezamăgire completă. I-a zis lui băiatul ăsta, zic că...
că nu cam o comandă, chiar să stea cu mine, care a venit. Uh-huh. A, deci vă bucurați dacă stătea cu dumneavoastră Boltu? Nu, să stea cu dumneavoastră, să luați țeapă, plecam, dracu sau cine așa și plecam, mă duceam acasă. Pe ce țeapă să luați? Vreau să susțineți că v-ați mai întâlnit cu minore sau că ați mai căutat minore? Păi și atunci v-ați bucurat să fie copilul? La ora asta zic, băi, ori e un bărbat, ori e un bărbat. Păi și pentru un bărbat veniți din București noi? Ori un bărbat, așa, care m-a mai pățit cu vineau dobitori de ăștia și nu știu ce, și așa, zic, ori un bărbat și am zis la asta, voi zic, stai, zic, că nu, că mai am o comandă. Dumneavoastră, dacă mai am o comandă, zic, ai aplicația, mă cer și vii știu. Dumneavoastră când ați mai pățit, domnul Stafie, dumneavoastră când ați mai pățit astea? Eu cu fete, cu copii, nici nu sunt în formă. Bărbați și ați mai pățit astea? V-a comunicat vârsta. Bărbați, da. Ați mai dat de bărbați. Bărbați am dat. Pușcăria s-a cumpărat la vârsta asta? Nu. Și când aveți de gând? Nu stați, mă, domnule, că n-am figurat, v-a spus că n-am plătit o amendă. Dar pe bune, dar v-a comunicat vârsta, v-a comunicat vârsta. E de râs, pe bune. Dacă dumneavoastră ați venit aici și vă pare singurul lucru de care vă pare rău este că n-ați întâlnit o minoră de 14 ani. Păi este singurul lucru care vă pare rău că n-ați întâlnit o minoră de 14 ani? Nu, nu asta, jur de ce atunci vi se pare? Domnul Stafir, dumneavoastră sunteți revoltat că nu-i un copil acum. Nu sunt revoltat. Dar dacă era minoră, unde mergeați? Doamne ferește. Vă plăcea apartamentul? Deci eu, nu, ce apartament? Lăsați-mă, doamne. Dumneavoastră, vă ocupați cu utilarea apartamentelor minorilor? Nu. Nu. Ce lucrați dumneavoastră? V-am spus că sunt operator de utilaje. Domne, vă opriți? Vă opriți? Stăm pe loc să discutăm, că eu m-am săturat de teatrul ăsta prost al dumneavoastră. Gata. Bun. Ați venit să vă întâlniți cu o fată de 14 ani. V-a comunicat vârsta. Exact. I-a spus că vreți să-i dați limbi. Mi se pare normal. Nu. Și atunci de ce ați făcut chestia asta? Dar eu nu știu, am ținut... De ce ați făcut chestia asta? Asta este întrebarea. Nu mă interesează. Doar de ce ați făcut chestia asta? Ce am făcut? Am venit pur și simplu la ea acasă să văd dacă într-adevăr cine e. Și ați aflat. Ați aflat. E o fată de 14 ani și dumneavoastră ați încălcat legea încercând să o racolați. Doamne. Din mesaje, din mesaje. Deci nu mai vorbim de venit până aici. Arătați-ne telefonul dumneavoastră, vă rog. Doamne. Domnul Stafie, arătați-ne telefonul dumneavoastră. Câte minori comunicați? Vă arăt și telefonul. Ia să vedem câte minori comunicați dumneavoastră. Nu, să vedem dacă, uite, chiar să vedeți. Unde vreți să vedeți? Pe Messenger, unde? Pe Messenger. Uitați-vă pe Messenger. Ia să vedem dacă dumneavoastră vedeți vă minor. Dacă îmi permiteți, o să văd. Ia să vedem. O, apare copilă, da. Da, apare copilă. Acum chiar om. Ce-și da cu spermă? Asta e bărbat care m-a răcurat. E bărbat, nu? Da. Deci ați vorbit și cu bărbați. Asta e bărbat care m-a răcurat, da. Care m-a răcurat? M-a răcurat dumneavoastră? Da. Păi sunteți la curent cu termenii, ce înseamnă acolo? Nu știu, a venit, a crezut că e femeie, nu știu ce ai zis, nici când... Înseamnă că l-ați căzut? A venit, nu, a venit până... Unde a fost? În... Nu știu, unde a zis, a zis că lucrează, nu știu, exact. Da, văd 1000 de conturi de fete pe aici, dacă am stat să le luăm la purica pe toate. Întrebarea mea este, aveți pornografie infantilă în telefon? Cam ce? Adică la ce vă referiți? Aveți pornografie infantilă în telefon? Adică, unde aveți galeria? Asta e galeria? Nici n-am cum să arăt la cameră ce e pe aici. Văd, frate. A, vezi și tu, nu? Îți dai seama. Dacă are o problemă, e problema lui. Da, da, da. Nu ține de noi. Să nu fie cu minori. Nu copii. Sunt cu minori. Am înțeles. Nu am. Uite, v-am dat telefonul ca să... Da, 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 mulțumim frumos de încredere acordată. Și nici... Câți ani aveți, apropo? Real, a spus 42 pentru... Ah, ok, și a spus 49. Da. Ei, pe asta ne-ați trimis-o și nouă. Nu, pe asta ne-ați trimis-o nouă. Ok, nu mai găsesc alte minore, ceea ce este bine. Cu minore nu. V-am spus, de-aia v-aș da telefon. Da, dar ce a fost în capul nostru în situația asta? Nu știu, dar a insistat, că dacă nu insistam, pulme, eram în păi partea deja ați încălcat să răți legea. Și zic, bă, zic... Oricum, nu contează că a insistat sau nu a insistat, că oricum că mâine voia să veniți. Adică... Știi? Și am zis, bă, pe timp de zi, mâine că s-o obosit, nu, chiar nu pot. Dacă vrei, da, nu voiam noi mâine, voiam astăzi, că ne-ați spus, pe drumuri trebuia să ajungeți. Nu puteam reprograma, așa că e relevant că acum la sfârșitul serii am spus noi, hai veniți odată. Și chiar și așa, dacă aveți așa o moralitate și conștiință încărcată, nu vă prezentați, exact. Da. Totuși sunteți aici, stimabil. Cu gândul... Dar de unde să știu că... Sunteți aici cu gândul la o fetiță de 14 ani. Doamne, dacă... Aveți familie, copii, ceva? Asta. Repetăm. Nu, va muri nevasta? Condolențe. Condolențe. Și n-aveți copii? Nu, am murit în sărcină.
Aoleu. Am zis că băieții. Condolențe. Poți să chem un taxi să plec acasă? Ne promiteți că nu mai prind, că nu mai încercați să raculați minore? Jur. Jur. Și dacă vă prindem a doua oară? Mulți ne-au promis și am prins și a doua oară. Și a treia oară? Și a treia oară, adică noi ne sculcăm destul de bine. Deci la contul ăsta mai dau bloc imediat. Cine e? Păi e irrelevant că dați bloc la contul ăla. Nu contează. Eu sunt de comun acord cu dumneavoastră. Sunteți de comun acord cu noi ce? Ce mi-ați întrebat mai devreme? Sunteți de acord cu mine la o întrebare? Noi v-am întrebat dacă dumneavoastră veți mai avea astfel de acțiuni în nu. Viața dumneavoastră. Nu. Și în caz contrar? În suport consistență. Păi de ce nu l-ați putea suporta acum? Adică... Doamne ferește, dacă știam, credeai că plec de acasă, nu sunt om nebun, v-am dat tot ce vreți. Și dacă era vorba de susținabile sau nu, trebuia să nu plecați de acasă, păi aia, că dacă sunt prost, ce vrei să fac? În momentul în care va comunica vârsta, dumneavoastră nu trebuia să continuați să comunicați cu aceasta. Corect, trebuia să blocați accountul și să... Vreau doar să-mi dau seama dacă realizați. Păi acum realizați. Dacă nu eram noi și erau părinții fetei. Vorbeam cu ei. Nu cred că sunteți de la București? Nu. Am înțeles. La noi la București nu prea. Ce ați crede că ar face un tată dacă ar vedea pe unul că a venit la... Iar și-a arătat mesajele. I-ați arătat mesajele. Păi vă arăt mesajele. Eu din mesajele astea tot, dacă ar fi fata mea, tot v-aș bate pe dumneavoastră. Da, e clar. Bă, bun. Că eu văd aici mesaje că ați contactat, o că ați întrebat-o dacă are fantezii, ea v-a spus că are 14 ani. Poze cu penisul. Poze cu penisul și că i-a spus că vreți să-i dați limit. Am și eu 80% vina mea. 80. Și 20% cu vina. Pentru că m-a insistat să vină la mine. Mă faci să chem poliția când spui că 80%. Când o fată de 14 ani nu are discernământ, tu la 42 de ani ai discernământ. Ar trebui. Corect. Și o fată la 14 ani nu poate să gândească la fel ca un om de vârsta matale, dar se pare că și vârsta matale degeaba o aveți în momentul de față. Deci e vina copilului 20%? Nu pot să zic acum că vine, că se demoralizat acum, credem. Vă credem, dar nu empatizăm cu dumneavoastră. Intrați în meci? Eu vă cred. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Nepoata noastră la 14 ani când avea, era contactată de un nene de 42 și îi se propunea o anumită lucru și nenea de 42 ajungea. Cum ați procedat dumneavoastră ca unchi? Normal că nu procedeam. Eram în apărare ei, nu? Logic. Nu dădeați vina pe ea? Era 20% vina nepoatei? Dar înțelegeți că... Dar oricum, nu știu cum să zic... În situația respectivă, cât la sută era vina nepoatei dumneavoastră? Păi nu știu dacă mi-a spus, dar niște lucruri e... Nu, se raportăm. O parte, dacă eram părinte, o parte mi-asumam 100% vina mea. Păi și de ce nu vă asumați în această situație vina dumneavoastră? Și acum mi-o asum. Era 80% procentul ăla, cum te-am gândit. Deci sunteți 100% de vina? Da. Am ajuns la o concluzie. Da. Dar nu înțeleg de ce sunteți demoralizat. De ce nu mai puteți de creier? Nu, adică faceți-ne să înțelegem motivul. Dar nu v-am scăpat, noi v-am scăpat de o bătaie și vă dăm și o lecție care să vă ajute pe viitor. Și vă mulțumesc. Dar mie, vă jur, pentru prima oară care mi s-a întâmplat așa ceva în viață. La vârsta de 4 ce ani. Ce anume, să veniți după minoră? Nu. Sau ce? Da, ce ca să iau, așa, întorsătură de asta, ca să, nu, să fiu... Păi da, seama, ceva a mers prost, nu trebuia să plecați de acasă. Nu trebuia să discutați cu o fericită de 14 ani. Păi, și am adormit așa de bine. Lasă adormit tu, e vorba de discuție de înainte, de când v-a spus că are 14 ani, bloc. Exact, aici încercăm să ajungem. Ați spus că aici, nu sunteți vreun obsedat aici, și după aia întrebați dacă vreți să-i dați aici, bine. Aici domnul are dreptate aici. Păi, mulțumim, dar nu asta e ideea. Noi știm că avem dreptate, suntem da. Aici. Aici, da, felicitări. Dumneavoastră trebuie, trebuie bloc din prima. Nu se ajunge păi, așa, nu? Așa se poate să ajunge normal? Nu se ajunge și aici. Și ce mai trebuie să facem noi, Mustafi? Dacă tot împărțiți dreptate. Ce mai era de făcut pe lângă loc? Acum eram și eu în patru, niștit și asta. Fantastic. Domnul Stafie, știți ce să zic eu? Spuneți, vă rog. Să știți faptul că dumneavoastră nu înțelegeți nimic dintre ce discutăm noi aici și că efectiv sunteți bucuros pe de-o parte că ne-ați dat de părinții copilei, vreți să plecați acasă și noi vă deranjăm. Așa este? Nu. Practic pentru că nu am gândit niciodată în viața mea că în spatele aici la ceea ce am făcut, de fapt este nu știu cum să o numesc. O mascaradă, nu, aici nu contează. Nu mascaradă, nu, nu. De ce să zic o mascaradă? Ziceți cu cuvintele. Adică să mi se întâmple o asemenea, cum zic eu, lasă-l că zice tot. Tâmpenie care
acum, știi, nu-i văd rostul. O secundă. Da. Și în situația în care i-ați fi văzut rostul, domnul Stafie, vă rog frumos, hai să purtăm un dialog civilizat, că m-am învârtit cu camera asta pe dumneavoastră de o oră. În situația în care i-ați fi văzut rostul, care ar fi fost acela? Dar mă întrebați și mă puneți în lumea asta care... Vă pun într-o lumină în care v-a spus singur. Dar nu mai știu să mai răspund, crede-mă. Bun. Crede-mă, pune-te în situația mea, că nu mai știu ce să răspund. Acțiunea de a da limbi. Aoleu. Unui copil de 14 ani ar trebui să-l învățăm cum să meargă pe stradă, să nu se lovească, să nu vorbească cu străinii, să nu ia bomboane de la străini, îl învățăm să dea limbi sau să ia limbi? Aici încercăm să ajungem. Că dumneavoastră spuneți că doar dacă ați fi știut că tot ce este aici nu este de fapt real, n-ați mai fi venit. Deci ce treabă are? Deci dacă totul era real și fata chiar avea 14 ani, tot ați venit. Așa ne-am spus adică cuvintele dumneavoastră. Nu, eu sincer, n-am crezut că are doar 14 ani, zic, nu, la 14 ani se gândească... Ce vârstă sperați că are? Peste 20. Peste dar v-a comunicat vârsta. Peste 20. Din poza aia cu o copilă de 12 ani. Că în poza aia știți că e o copilă de 12 ani, nu? Nu știu. Acum știți. Da? Da, e o copilă de 12 ani în poza aia. Vorbiți serios? Vorbesc la modul serios. M-a șocat asta. Nu simțiți că aveți o problemă acum? Vă faceți semnul cruci. Sunteți un om credincios? Da. Știi ce spune în Biblie? Legat adică, de... merg la biserică. După crimă, care e cel mai mare păcat? După crimă? Da. Nu știu. Măcar să rămâneți cu ceva. Sex nu e păcat. Ba da. Probabil violul. Sodomia și violul. Haideți să mergeți, să mă duc undeva, să unde pot să iau... Unde vreți să mergeți? Mergeți unde vreți. Sunteți pe stradă, sunteți pe drum public, mergeți unde vreți, nu vă îngrădește nimeni drumul. Comandați-vă taxiul, comandați-vă Uber, ce vreți noastră. Mergeți unde vreți. Bine, atunci vă mulțumesc mult de tot. Cu mare drag, dar știți ce se întâmplă? Oricum o să vă dăm toate detaliile la poliție. Să vă aibă în evidență. Foarte bine. Nu sunt contra. Nu sunteți contra, nu? Nu mă opun asta. Măcar atât. Pe bune, chiar nu mă opun. Nici nu mai știu unii bolți. Chemați-vă Uber, Bolt. Cât de mai îndrept? Dric, ce vreți? Ce vreau să mă fac? Te ajut eu, bre? Te descurci? Da. Chiar te rog. Hai, dă-mi coace. Tot ce zice lumea? Vedeți? Să dea dracii ei. Ca să înțelegeți cât urăsc oamenii astfel de acțiuni. Să nu mai faci astfel de tâmpenii. De data viitoare... Și vă mulțumesc, Adrian. Ok, trebuie să mulțumești. Eu vreau să opresc indivizii ca tine și dacă și învață din chestia știu asta... Știu că mă acuz și îmi dai vorbe grele, dar... Vorbe grele? Vorbe foarte... Mamă, da, știi ce e mai greu decât o vorbă? Un pumn în dinți. Nu, eu cred că e mai greu o vorbă. Ok, îți vorbesc frumos, dar mă las să-ți dau un pumn în dinți. E bine așa? Dacă e grea vorba! Așa-ți mai duc capul meu. Păi... Pare rău că ai trecut și tu prin căcaturi, văd din ce mi-ai povestit aici, dar... Asta nu trebuie să... Și asemne nu te-ai că... nu... Nu te-ar tărâmi? Ce a pățit? Accident de muncă? Mm. Ce ai pățit la picior? Că nu-mi văzut exact. Adică ce are? Tijă. Ah. Ce mai probabil? Ia verificați numărul de matriculare. Da, v-ați stabilit la număr? Mm? V-ați stabilit la foc? Pa, bre! Mulțumesc! Doamne, ajut! Cam asta a fost cu Daniel Stafie, prădătorul nostru din această seară. Nu l-am dat la poliție pentru că am insistat noi la final să vină. Ne dădea țeapă, ne-a amânat pentru mâine, n-aveam timp mâine. Așa că asta a fost singurul motiv pentru care am putut să-l dăm la poliție. Era și vai de capul lui, ați văzut și voi. Sper că a tras o sperietură bună și nu o să mai fac astfel de lucruri. Cam atât din partea noastră. Colegi, mai aveți ceva de adăugat? Să fiți sănătoși. Stați departe de prădători. Emma? Nu. Nici n-ai apucat, nici n-ai apucat să joci rolul, că ți-a luat George. Punct. Da. Eu am văzut. Eu am văzut. Și eu am crezut că a pretins gen că e pe acolo, un vecin sau ceva, dar omul... Te-am ascuns ca tâmpiții. Noi suntem ascunși ca tâmpiții. Am vrut să plecem, am vrut să plecem, am dus eu la mă. Nu, i-am zis eu să vină în capătul străzii. În partea aia la cred că... Eu te-am zis. Tu mi-ai zis. I-am zis, încep în care capătul. Am vrut să plecem, am zis că plec. Nu, am văzut că capătul străzii. Și ai zis, nu, bă, încoai. Nu, bă, știu eu. Bun.
vă dați seama că o să-l mai urmărim de pe alte conturi, nu scap așa ușor. O să ne asigurăm că nu mai are astfel de fapte. Bun, sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați, ca de fiecare dată, stați departe de prădători și nu uitați de linkul din descriere și din comentarii cu World of Warships. Descărcați-l și haideți să ne vedem la luptă. V-am pupat!